În București, încă de dimineață, șoferii au stat la coadă la vulcanizări pentru schimbul de anvelope. Vremea s-a răcit, iar în unele zone din țară e deja zăpadă, așa că mulți s-au grăbit să monteze cauciucurile de iarnă la mașini. În zona de sud și în București, ultimele, cel puțin ultimele iarna, nu prea a nins, dar nu putem să riscăm. Eu cred că e mai bine să fim pregătiți din timp, când vine zăpada, să nu mai trebuiască să stăm la cozi, la vulcanizări. Cauciucurile de iarnă consumă mai mult. Venim în ultimul moment. În unele vulcanizări, timpul de așteptare poate să ajungă și la o oră. Tarifele pentru un schimb complet de anvelope și echilibrarea roților încep de la 110 lei și cresc la 250, în funcție de diametru. Nu zăpada ar trebui să determine șoferii să schimbe anvelopele, ci temperaturile scăzute și vremea nefavorabilă. Sub 7 grade, anvelopele de vară nu mai au aceeași performanță de frânare și există riscul de alunecare în curbe. Prețurile anvelopelor de iarnă noi cu diametrul de 15 inci încep de la 180 de lei și pot să ajungă și la 1400 de lei în funcție de producător. Cele cu diametrul mai mare sunt și mai scumpe. Prețurile unor modele sunt mai mari cu peste 10% față de toamna trecută, iar la altele chiar și cu 20%, conform reprezentanților serviciilor auto și ai vulcanizărilor. Șoferii care nu au posibilitatea să cumpere anvelope de iarnă noi au la dispoziție varianta SH. Numai că reprezentanții vulcanizărilor vă recomandă să fiți atenți ce cauciuc alegeți. O anvelopă SH mai veche de 5 ani își pierde din aderență și va trebui schimbată. Anvelopele All Season reprezintă o alternativă, dar pe vreme rea își arată limitele, spun experții în conducere defensivă. Ca și eficiență, clar că acolo se face diferența între o anvelopă All Season, între și o anvelopă dedicată de iarnă de calitate în condiții de iarnă adevărată, adică zăpadă și așa mai departe. Codul rutier nu stabilește o dată la care mașina trebuie pregătită pentru sezonul rece. E însă obligatoriu să folosim anvelopele de iarnă atunci când carosabilul e acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Conducătorii de autovehicule care nu au echipat autovehiculul cu anvelope de iarnă și rulează pe un carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, riscă o amendă de până la 2.900 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare. În această situație, polițistul rutier eliberează o dovadă fără drept de circulație. Reprezentanții vulcanizărilor recomandă șoferilor să facă schimbul de anvelope din timp, în condițiile în care timpul de așteptare poate să crească și la 5 ore, la prima zăpadă.